din Suceava a furat darul de nuntă al unor tineri în valoare de 17.800 de euro și a fugit la mare. Bărbatul a fost prins de polițiști după ce a cheltuit toți banii. Se pare că nu este la prima abatere. Conform Antena 3, Flavius Gabriel Proca, în vârstă de 29 de ani din Suceava, este principalul suspect în cazul furtului care a lăsat doi miri fără darul de nuntă. Pe lângă cei 17.800 de euro pe care i-a furat de la cuplul proaspăt căsătorit, se pare că Proca este acuzat de alte 5 furturi din locuințe. Hoțul a fost prins de polițiști pe raza municipiului Oradea, a fost reținut și adus la Suceava sub escortă. În seara zilei de marți, suspectul a fost reținut în are pentru 24 de ore. Acesta ar fi pătruns în apartamentul Mirilor, situat la etajul 1 al unui bloc din cartierul Zamca, din municipiul Suceava, pe un geam rabatat pe care l-a forțat. Bărbatul ar fi plecat cu 17.800 de euro. Cuplul nu a apucat să-și plătească toate cheltuielile pe care le-a avut la eveniment. Mirele a relatat poliției că la etajul superior era mutat un tânăr pe care îl cunoștea din vedere și că l-a supravegheat timp de câteva zile. Acesta a mai aflat că respectivul are cazier judiciar pentru furt. Se pare că hoțul a cheltuit toți banii furați pe plimbări prin țară, inclusiv pe litoral. Acesta ar mai fi fost condamnat la 2 ani și 6 luni în închisoare pentru furt calificat, potrivit monitorul de Suceava, relatează Antena 3.